Pentru regie, dacă aveți să-mi dați ceva bani. Suntem în pericol de ne-au plică dura și apa caldă. Aștept și o pensie, însă e foarte mică. De unde? Singura susținătoare, n-am soțul decedat de mult. Administratorul a bătut la uși în disperare de cauză. A luat apartamentele la rând, încercând să le explice oamenilor situația. Decizia îi irită pe locatari. Dacă tot vin sărbătorile și mai cheltuie și un ban încolo, hai să le mai dăm și noi un altul. Mi se pare o măsură cam dură. Și căldura și apa caldă. Și căldura și apa caldă. Suntem, dar sunt oameni care de ani de zile nu își plătește datoriile. Poate n-au cu ce, n-au cu nici din ce trăiesc. Păi da, eu am banii de pe medicamente care te-ți iau lunar, îi plătesc prima dată aici și până mă iau medicamente dacă rămâne sau nu. Administratorul a fost somat marți, trebuia să strângă 3.100 de lei, a adunat doar 1.000. Omul se justifică. Și au reușit momentul prost, fiind 14, până în pensii, până în salarii, până... Deci, și au reușit moment foarte prost. Ați încercat să strângeți de la oameni banii? Păi asta fac. Și au? Păi... Care au, îmi dau, care nu, așteaptă. Mâine, poi mâine, răspoi mâine. Reprezentanții regiei de termoficare spun că decizia are la bază restanțe neplătite de ani buni. Căldura a fost tăiată la 78 de asociații. Într-adevăr a fost drastică pentru că și situația e drastică vis-a-vis de încasările pe care le efectuăm zilnic de la consumatorii, în special asociația de proprietari, că despre ele este vorba acum. Și asociațiile în discuție pe care noi am început să asistăm începând cu data de astăzi sunt în număr de 78 și în total însumează 102 miliarde lei vechi. Reprezentanții regiei de termoficare susțin că situația a fost întoarsă pe toate fețele. Au luat această hotărâre extremă, deoarece altfel riscă să pună în pericol alimentarea cu agent termic a întregului oraș.